Salutări tuturor, eu sunt Stunter și bine v-am găsit la episodul cu numărul 36, dacă nu mă înșel, din seria noastră de Hardcore Play. Pentru început, de ce sunt în mină? Păi, am primit niște informații de la doi dintre voi sau trei, unde aș putea găsi diamante și chiar am vrut să văd dacă este adevărat. Pentru început, am mers aici și acolo era mult dirt pe care l-am luat, iar în spatele dirtului se aflau diamante. Ok, pe care le voi lua chiar acum. Nu știu câte îs. O să vedem. 3, 4, 5, 6, 7. Mai aveam 4 în inventar, parcă. Da, am 13 diamante. Celelalte diamante le-am găsit acolo, mergând în față. Așa, acum să urcăm sus și mi-a mai zis cineva că voi găsi în al doilea tunel dacă mai sap scara un pic mai jos. Deci hai să merg pătrățele să vedem. Aici nu știu dacă e adevărat sau nu, nu am verificat dinainte. La primele două chiar nu credeam că o să găsesc diamante și am zis haideți, am zis hai să văd înainte să încep filmarea. Și da, chiar așa au fost. Ok. Eu nu dau de nimic încă. Dar o iau cât pot, atât o iau, să vedem dacă e adevărat sau nu. Ok. Hai că mai mergem o dată în jos. Ia să-mi fac și aici așa. Bun, aud niște monștri, cu siguranță voi săpa puțin în jur să văd dacă nu o fi cumva un mob spawner de zombie. Ar fi destul de bine, că aș putea face un XP grinder. Eu nu da... Uite, am dat de ele! Yay, bine că am luat... ce bine că am luat gravelul ăla. Hai să iau și lapis lazuli. Ok. Și se iau diamantele sau diamantul. Ah, sunt mai multe. Ok, asta e bine. Bun. Destul de multe, văd că. Așa. Le iau pe rând în caz că îi leavă, să nu pierd multe. Ok, perfect. Și încolo mai e ceva? Nu. Eu cred. Nu, e gravel. Ok. Acum să-mi fac scara înapoi, cumva, să vedem cum pot urca. Așa, ok, perfect. Bun, haideți să urcăm. Deci am 19 diamante. Le mulțumesc celor care mi-au lăsat comentariu sau mi-au spus pe Skype unde să le găsesc. Așa, aici să fac tuș, așa ceva. Oricum nu o să mai intru aici, cred, nici aici. Sau lasă așa decât o gaură să știu că a fost tunel. Așa, bun. Acum aud monștri de aici de sus. Hai să vedem cum să urcăm. Oh, uite cărbune. Am torțele la mine? Da, am torțele la mine. Ok. Așa, n-are rost să mă duc să pun diamantele sus, că oricum dacă mor acum degeaba le mai pun sus. Uite un mineshaft. Super tare. Super, super tare. Și am găsit rails. Yay. Chiar am nevoie de șinele astea. Pentru că voi face cu siguranță un tren. Da, uite și zombalul ăla. Urât. Chiar nu-mi place cum arată. Hai să iau și fierul de aici. Sunete scary. Mamă, ce întuneric-i. Am armură de dimă pe mine, da. Și poate ați observat că am urechi din cauza Minecraft-ului. L-am instalat și nu știu, de pe site-ul lor cred că am uitat să fac o opțiune să nu-l mai am. Voi încerca să modific chestia asta. Da, știam eu că e un scheleton. Acolo, mori, mori. Mori, fraiere, așa. Era să-l înjur. Ok. Bun, mâncare am la mine. Nu am mâncare la mine. Sau...
Am care sunt? Nu, n-am. Hai să pun diamantele jos ca să văd câte am. La fel și cărbunele. Ok. Am și unele jos. Perfect. Bun. Mă ajută cu ceva punzate pe engine, oare? Oare? Nu, nu mă ajută. Ei, uite un chest. Două diamante, fier, redstone și lapis. Perfect. Se pare că ne-am făcut cu diamante astăzi, destul de multe. 21. Să fiu atent în caz că aud un boom. Ok. Uite fier, uite fier. Vreau să iau tot fierul pe care îl găsesc. Ca să nu mai duc lipsa de el niciodată. Așa. Cărbunele nu cred că o să le iau tot. Dar fierul cu siguranță. Ok. Bun, vreau neapărat să mai găsesc și șine de astea. Nu știu cât de mare e mineshaft-ul, dar vom vedea. Ok. Așa. Mă întreb unde s-a dus zombalul ăla. Uite-l aici. Ciao, Creeper. Ciao. Bă, nu mă vezi. Eu îl salut și el mai mă salută. Cred că el te salută doar când nu vrem. Hai, fraiere. Vii? Vine. Hai. Mamă! Ce e aici? Petrecere între negri. Ha! Fraierilor, ați căzut. Ha! Ce bine îmi pare că ați luat apă. Ce bine îmi pare că ați pierdut. Hai, cazi și tu. Pa, pa! L-a omorât. Vreau XP-ul. Mamă, dar ce mare camera asta aici. Vai! Mamă, cât de mare e! Deja mi-e frică! Că totuși o să pe hardcore, nu sunt pe peaceful. Uite acolo! Încă o parte din mineshaft și nu am cobblestone jos! Repede, repede, puneți cobblestone, așa. Ok, repede. Bun, perfect. Haide. Bă, ironul meu, așa. Ok. Bun, am luat și pe ăsta. Mă tentează să merg pe aici. Hai că ce se poate întâmpla? Aoleu! Bă, frate, nu mă mai speria așa de rău, bine? Data viitoare, salută și tu înainte să vii, bine? 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 Nu e bine. Ok. Acum chiar m-am speriat, serios, că era întuneric dintr-o dată. Vezi, un gândac verde ultra gigantic. Ok, bun. În sfârșit pot folosi din nou pickaxe-ul de diamant. Înainte îl țineam, nu vreau să-l folosesc atât de mult ca să nu se termine, dar acum no problem. Am destul diamant și ce cu cobblestone-ul ăla acolo. Nu cred că am mai fost pe acolo, de aceea cred că acolo poate fi un mob spawner. De obicei înconjurat de... Uite-l aici. De obicei e înconjurat de cobblestone și de moss stone. Ia să vedem. Ce? The fuck? The fuck? Aici e... Mina mea. LOL. Ok. Așa. Perfect. Îs bun la căzători, nu? Și am văzut un scheleton pe aici. Știu că ia-s bunii să se ascundă. Cred că a căzut și el. Aoleu! Vreau să țin pe shift și am dat pe Ctrl. Bine că nu m-am dus mai încolo. Ok, aici e și mai mare, văd că. Da, aici nu mă duc. Mai bine explorăm mineshaft-ul ăsta, nu? Da. Ok. Hai să pun aici, așa. Că poate un pic și nu vreau. Ok, aici am coborât, n-am coborât încă. Aici am fost. Aici n-am fost. Doar am omorât scheletonul ăla. Opa. Ce e aici? Cred că mai încolo e spawner de paianjen de aia. Care îți dau o treabă. Ok, nu-mi pasă, nu mă duc mai încolo, vreau decât să-mi iau fierul ăsta de aici. Am spus că vreau să iau orice fier văd. Serios, doar o bucată. Și am spart atâta ață pentru el. În ce direcție să iau? În ce direcție? Hai în asta. Că văd un chest și de aia. Încă un diamant!
Pâine, melon și gold. Perfect, deja vreau să plec. Deci, facem drum de două, hai de trei. Să fiu sigur că nu cad. Așa, bun. Ok, hai mergem pe partea asta. Aoleu! Bă, dar mă mai sperii mult. Știu unde au căzut săgeata aia. Fuck this shit. Zici că joc un joc de groază acum. Dar serios, nu vreau să mor. Ok, și văd mai multe rails. Iar mai multe drumuri. The fuck? Eu mă pierd de aici. Nu mai știu coordonatele de la casă. De fapt, mă pot uita în episodul... În ce episod? În 30 sau în 31, parcă. Ok, aud Fire Engine. Și cred că sunt Fire Engine de aia de peșteră. Așa că nu mă duc să văd ce-i cu ei, că... Nu vreau să mor, dar mă tentează. Da, am avut dreptate. Cred că aici este spawnerul, da. Ok. Bun. Așa că hai să închidem chestia asta. Nu avem nevoie de o luptă cu păianjeni. Ok, ia să vedem ce direcție putem lua. Aici ar fi bine să merg, dar nu o putem lua din cauza apei. Haide, așa, ok. Și să închidem sursa. Perfect. Și ce găsim aici? Nimic, nici nu mai pun torță. Risipesc torța degeaba. Bun. Ăla e fier, nu e fier, e greul. Deci am venit. Bun, hai să ne întoarcem. Uite fier. Era să nu-l iau. Așa. Luăm și fierul ăsta. Ok. Așa, dacă ați mai găsit diamante pe harta mea și știți sigur locul, nu mă supăr dacă îmi spuneți chiar deloc. mamă, de mare locul ăsta. Ce cu asta? Ah, de aici vin. Stai. Ok, bun. Ar trebui să fac aici chestii, ceva, să-mi dau seama că de aici vin. Așa. Ok. Vreau să pun și un diamant, dar nu merge. Decât dacă fac un bloc de diamant. Așa, încolo nu am fost. Ok. Ba, da, am fost, că ziceți tu. Hai să mergem în jos. Deși nu cred că e nimic, da. Bun, direcția asta. Uite aici, mergem, pentru că șine și cred că e în fundătură. Ok, hai să astupăm. Așa, și să luăm șinele. Bun. Așa, iau și șinele astea. Bun. Hai să ne mai uităm după șine. Uite aici. Perfect. Uite și jos. Ok, deci o să am destule șine. Destul de multe. Nu destule. Nu știu cât de mare o să fac eu trenuleț. Sau dacă o să fac. În caz că fac, eu îmi iau de acum șine. Așa, punem și așa. Și așa, văd că s-ar scântei. Ce m-am sperat că acolo e un păianjen. Bun. Deci aici se nu spargă în sus, că o să dau de lavă. Aoleu, nu, 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 să nu vină păianjenul. Nu, stai frate acasă. Nu vreau o travă de la el. Dar totuși vreau șinele. Numai să vină să vede și dau în gură. Uite fraierul, uite fraierul, uite fraierul. Ați văzut fraierul? Așa, fraiere. Na, stai acolo, fraiere. Așa, ok. Cum dracu a trecut aici? Îmi spune și mie cineva. Eu stau liniștit, mă uit în chest și el îmi crapă curul. Acum, serios, chiar mi-o crăpa curul. What the fuck? El trece printr-un singur pătrățel. Trebuie să plec de aici. Cât de repede pot. Gata, hai. Mai iau fierul ăsta și am plecat. Ok. De fapt, mai am și șinele alea pe care le-am văzut și după aia plecăm.
Așa. Bun. Mă gândeam să se merge și aici, dar nu mai am torțe. Hai că facem câteva repede. Repede, repede, am zis. Așa. Mai facem câteva. Și să vezi că iar vine unul și îmi crap fundul imediat. Mi-a ajuns atâtea. Ok. Mai trebuie cărbune și pentru alte chestii, nu? Yep. Hai să luăm și șinele astea. Și mai aveam într-o direcție șine. Și deja nu mai știu pe unde să o iau ca să ajung înapoi. Încolo e un chest, ceva, ca să știu dacă mai are rost să merg. Doar mobi să nu fie. Da. Și un creeper acolo. Ciao, ciao, ciao. A plecat. Creeper prietenos. Nu e prietenos. Credeam că e prietenos. Și îi nașpa să mergi cu spatele, pentru că nu știi niciodată dacă ai lava în spate sau nu. Ok, e bine că nu mi-au distrus șinele. Uite, e încă un chest. Și prima dată o să mă asigur că nu o să dea nimeni o travă în fund înainte să mă uit în el. Ok. Bun. Ia să vedem. Iară cărbune, melon și pâine, parcă era, da. Pâine. Oh, pâine! Ei, am ce mânca. Așa, perfect. Luăm și fierul ăsta. Așa. Perfect. Uite și aici fier. Ok. Și aici. Prima dată să pun torțe. Prima dată punem torțe, torțe, torțe. Așa, ok. Și unde era fierul? Aici. Perfect, acum hai să mă întorc. Sper că mai știu drumul. Uite și aici fier. Vreau să-l iau pe tot, ca să știu că am destul fier pentru tot ce o să fac. Încolo pun doar o torță, da, nu are rost să merg, nu-i nimica, fundătură. Acolo e cave-ul de păianjen, unde e chestul, ca să știu unde merg. Deci acolo e chestul, pe aici trebuie să merg. Da, mai e aici, mai am de luat șine. Și după aia mă pot întoarce. Ok, prima dată se luminez tot, așa. Perfect, și am un stack și 30 de șine. Ok, destul de multe, zic eu. Și cred că o să-mi ajungă cât să fac cu un trenuleț mic sau mare. Ha? Am deja un stack de iron. Tare. Bun. Parcă era și aici iron, nu? Nu, mi s-a părut. Ok, acum trebuie doar să găsesc. Bă, iar aud păianjeni. Nu mai vreau păianjeni! Aoleu! Fugi, 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 era și un creeper și un păianjen. Fugi, 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 unde e ieșirea, unde e ieșirea? Unde e ieșirea, nu mă pot concentra acum. Bun, nu e un spider cave. Nu e un... Nu, toți morții mătii de creeper. Bă, dar vreau să ies de aici. 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 Uite un creeper. Ce cu toți monștrii ce pe aici? Eu nu v-am chemat, frate, stați unde vreți, dar nu aici. Ah, oleu, oleu, oleu. În ce direcție era ieșirea asta? Nu, îmi dau seama. Pe aici oare? Nu, aici era che aici spaia ingineria. Uite și creeperul ăla a venit la nivelul meu. De fapt, unde e ieșirea? Oh, uite lin. Ok. Le luăm și astea. Și iar un spawner. Dar câte spawnere pot fi într-un mineshaft din ăsta? Ok, calmează-te, calmează-te, găsim noi ieșirea imediat. Imediat o găsim, ok? Ok. Bun, aici nu.
Cu siguranță nu, dar undeva pe aici, numai că mi-e frică la câți mobi s-au spawnat și nu știu de unde. Și ia uitați la creeperul ăla ce se rotește. Oh, frate, ho, amețești, bă, bă, bă. Mi se pare mie sau se duce și în jos? Huh? The fuck? The fuck? Ce-i cu el? Bă, te ajut? Ah, s-a prins în pânze de paianjen. Ce fraier. Ce fraier. Wow. Aha. Avem și noi de cine să ne... Gata, gata, stai că o scăpat. Să ne râdem, vreau să zic, dar... O scăpat, o scăpat. Nu exploda, nu exploda că vreau să te omor. Au, fuck. Și acum să vedeți că mai vine și un companion. Sau doi, sau trei. Dar eu sunt Batman. Sunt Batman în armură de diamant. Uite și un scheleton, cu siguranță în... doi scheletoni, cu siguranță nu e acolo ieșirea și nu-mi dau seama unde e atunci. Încoace oare? Nu, nu e în partea asta, cu siguranță. Atunci ar trebui să urc în sus și sperăm că e zi. Ok? Da, și-o fix la paianjen mă duc. Genial. Genial. Foarte genial. Hai că o luăm în direcția asta altă. Ok. Acolo e fix cave de... Păi, nu, acolo e. În fine. Stați, 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 stați. Să fac eu așa o chestie aici. Ok. L-am și văzut pe ăla cum a venit. Oare mai are cum să vină? Nu mai are cum să vină. De ce sparg eu dirt-ul cu pickaxe-ul? Așa. Ok. Mi-e și frică să nu mă împungă iar un paianjen cu o travă de la spate. Așa, ok. La ce nivel suntem? 41, avem de urcat. Cred. Și cel mai nașpa lucru ar fi să fie noapte acum. Sau să nu găsesc casa. De fapt, casa o găsesc eu, că mi-au coordonatele de la video 30 și 1 sau 30, nu mai știu sigur, în care am apăsat pe F3 ca să vi le arăt. Așa. Bă, dar mai am mult de urcat. Să vedeți că iar dau peste un cave. Sper că nu. Oricum, intrarea în acest mineshaft o aveam foarte, foarte mică și... Aoleu. Apă. Și cred că e zi, cred că e zi. Da, e zi, este. Ei. Am noroc. Se face noapte, imediat, cred. Sau nu? Perfect, m-a dat fix sub podul meu. Super, awesome. Perfect. Ok. The fuck, nu am uși. The fuck, cred că au fost zombie aici. Ok. Va trebui să cob... Și m-am speriat un pic de tine. Va trebui să cobor acolo să închid intrarea spre acel mineshaft, pentru că nu cred că mai are rost să merg acolo. Am destule resurse din el. Și da, cam asta a fost pentru azi. Sper că v-a plăcut episodul. M-am speriat de o grămadă de ori în el. Dacă da, dați like și până la viitoare. Eu am fost Hunter și vă salut. Bye bye.